mâncă ține prima pagina a ziarelor de peste ocean. Aceasta se desparte de soțul bogat și cere peste $1 miliard la partaj. Cei doi sunt căsătoriți de 22 de ani. Jenica Paulson, soția lui John Paulson, cere puțin peste $1 miliard după ce și-a acuzat soțul că a încercat să-și ascundă averea de ea, informează Reuters. Cei doi sunt căsătoriți de 22 de ani și au împreună două fiice. John Paulson este unul dintre cei mai cunoscuți investitori de pe Wall Street, iar soția sa, româncă, îl acuză că a creat 3 firme pentru ca ea să nu aibă acces la averea familiei. Potrivit presei americane, omul de afaceri american în vârstă de 65 de ani are o avere estimată la $4,8 miliarde. Mare partea acestei averi a fost dobândită în urma unui pariu plasat împotriva pieței imobiliare americane înainte de criza din 2008. Jenica este originară din Galați și are 51 de ani. Ea l-a întâlnit pe John cu mult înainte ca acesta să devină un prosper om de afaceri, pe vremea când amândoi lucrau la aceeași firmă. John a angajat-o pe Jenica în departamentul pe care îl conducea la scurt timp după ce românca a obținut azilul politic în Statele Unite. Americanul s-a îndrăgostit imediat de tânăra româncă și a invitat-o în oraș. Jenica a refuzat constant, motivând că ei nu pot avea o relație atâta timp cât lucrează în aceeași firmă și în același departament, mai presus de toate. Jenica i-a spus că mai întâi John trebuie să o concedieze, să-i găsească alt loc de muncă și abia apoi va ieși cu el în oraș. Într-un final, românca a cedat și a acceptat să iasă cu John Paulson în oraș. 200 de întâlniri mai târziu, John și-a făcut curaj și a cerut-o în căsătorie. Acum, John Paulson vrea să se despartă de Jenica. Contactată de presa americană, românca a declarat că a aflat din presă că soțul ei a intentat divorț.